Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu recomandă medicilor să le arate pacienților opțiunile pe care le au atunci când trebuie să-și cumpere medicamentele pentru boala de care suferă. Acesta a mai subliniat că pacienții ar trebui să aleagă singur ce medicamente să cumpere în funcție de bugetul pe care îl au și nu doar pe baza recomandării verbale a medicului sau farmacistului, care ar putea avea o înțelegere cu un producător de medicamente, explică ministrul Sănătății. Electronică este la vedere, este în sistemul informatic unic integrat în România, mai mult atât este vizualizată de casele de asigurări, de farmacii. Când mergem la medic, dorim să fim tratați cât mai bine. Fiecare pacient dorește, cum este firesc, cel mai bun medicament pentru afecțiunea sa. Totodată se spune că medicamentul original este cel mai bun. Totuși, experiența medicilor pare că certifică eficiența pe care o au și medicamente mai ieftine. Medicamentele generice, acele înlocuitoare ale medicamentelor originale, și dacă ne referim mai ieftine sau mai scumpe, nu ar trebui spus așa. Eficiența, deci preț, eficiență, să studiem deci prețul, calitatea medicamentului și prețul. Să punem în balanță prețul și calitatea medicamentului. Dacă mă întrebați pe mine, sunt grupe de medicamente, deci înlocuitoare, care sunt foarte bune și benefice. Tot de anul viitor, medicii și producătorii de medicamente ar putea fi obligați să facă publice toate sponsorizările pentru participările la diferite conferințe, atât în țară cât și în străinătate.